Mircea Lucescu a fost prezent la Hunedoara pentru a susține Corvinul în meciul din Cupa României cu CFR Cluj. Înainte de meci, împreună cu primarul Urbei, Dan Bobouțanu, a făcut o plimbare prin orașul în care s-a format ca antrenor și a fost prezent și în locul în care este amplasată steaua cu numele său, Lucescu fiind cetățean de onoare al municipiului Hunedoara. Eu sper foarte mult, văzând cum s-a schimbat și orașul, generație nouă de oameni, care în orice caz știu să aprecieze ceea ce s-a întâmplat în trecut. A fost o perioadă extraordinară și pentru fotbalul românesc, și pentru oraș, și chiar pentru județ, cu câți jucători au ales în echipele naționale, prin olimpice. Au făcut performanță și au reprezentat aceste orașe. Deci, sunt convins că istoria fotbalului din Hunedoara va avea o continuitate. Un stadion înseamnă un centru de cultură. Formațiile sportive, la nivelul acesta, mai ales în fotbal. Atunci că Siriac a spus că există doar fotbal, fotbal, fotbal și pe urmă cu 7 tenis. Deci fotbalul reprezintă o comunitate, așa că s-a și întâmplat în perioada care aveam aici. Și da, va fi continuată, să consolideze ceea ce au făcut, bun, și din punct de vedere arhitectural am văzut lucruri foarte frumoase, și din punct de vedere sportiv, și din punct de vedere cultural. În iulie 1977 venea la Hunedoara stârnind vii comentarii fotbalistul Mircea Lucescu. A venit într-un moment greu pentru el, cum însuși spunea, și s-a înhămat la tentativa Corvinului de a-și crea un nou drum în elita fotbalului. După primul tur la Corvinul, deși Lucescu se remarca individual meci de meci, echipa stătea slab în clasament, însă după multă muncă, echipa Corvinu a reușit să renască. Il Luce își asuma în premieră absolută și într-o manieră aparent aventuroasă conducerea tehnică a echipei la care era legitimat ca jucător și a adunat pe toți copiii Hunedoarei ce abia se inițiau în tainele fotbalului. Și ceea ce părea o echipă a unui liceu din vecinătatea Oțelăriilor a devenit Corvinul, care va da fotbalului românesc internaționali de valoare, de durată și consistență. De la lupta din B până la promovarea glorioasă în A, Corvinul a lansat o nouă idee de joc care a dominat fotbalul românesc peste un deceniu. Corvinul a intrat în circuitul internațional al competițiilor fotbalistice la 1 mai 1982. Aici s-a desfășurat primul meci din preliminariile campionatului european dintre România și Cipru, al național lui Lucescu. Creșterea Corvinului, a antrenorului Mircea Lucescu și a naționalei deopotrivă fixează Hunedoara într-o poziție istorică onorabilă în fotbalul românesc. Poziție consolidată în naționala calificată la campionatul mondial din Italia din 1990, cu 3-4 corviniști în echipă. Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului. Este cel mai în vârstă fotbalist care a jucat în divizia A, reușind această performanță la vârsta de 45 de ani pentru Dinamo, într-un meci împotriva echipei Sportul Studențesc în anul 1990, în care s-a trecut pe foaia de joc și a intrat în minutul 76, driblând astfel suspendarea de 3 luni dată de federație pentru folosirea unor jucători convocați la națională.